Ziua de 1 iunie vine cu noi măsuri de relaxare, însă cei care vor să-și petreacă timpul ca altădată trebuie să respecte anumite reguli. La distracție și relaxare au acces fără prea multe bătăi de cap cei vaccinați. Ceilalți trebuie să vină cu un test COVID negativ, ori cu acte care să arate că au anticorpi după ce au trecut prin boală. România trece prin al doilea val de relaxare. De astăzi se redeschid cluburile și discotecile până la miezul nopții, doar pentru cei care au fost imunizați și doar 50% din capacitate. La evenimentele private sunt acceptate cel mult 70 de persoane în spații deschise și 50 în spații închise. Numărul invitaților poate crește dacă toți sunt vaccinați. De asemenea, se schimbă regulile și pentru grupurile pietonale. De astăzi, crește numărul de persoane care pot circula în grupuri pietonale de la 6 la o persoane care nu aparțin aceleiași familii. Activitățile culturale pot fi organizate în spații închise cu un grad de ocupare de până la 70% din capacitatea maximă. Activitățile culturale, artistice și de divertisment pot fi organizate în spații închise cu un grad de ocupare de până la 70% din capacitatea maximă. Se păstrează obligația purtării măștii de protecție și regula incidenței sub 3 la mie. Au fost modificate și regulile care se aplică în birou. Se poate renunța la mască dacă într-o încăpere nu sunt mai mult de 5 angajați, toți vaccinați. Conferințele în spații închise se vor putea organiza cu cel mult 100 de persoane care să respecte distanțarea și să poarte de, mască. de asemenea, participanții vaccinați pot crește numărul persoanelor prezente la conferință.